Bună seara, bine ne regăsim la Roman TV. În această seară alături de mine este Carmen Suciu de la Asociația Născută Înger Piatra Neamț. Bună seara, Carmen! Bună seara și bine v-am regăsit! Vorbim în această seară puțin despre conceptul asociației, despre cum a pornit totul. Aducem în amintire, da, cumva facem o scurtă rememorare a poveștii tale, dar o să vorbim și despre aspecte destul de importante în ceea ce privește activitatea asociației. Cu drag. Știi prea bine că Asociația Născută Înger este de fapt o punte de iubire între Dumnezeu și oameni, între oameni și Dumnezeu. Este o asociație făcută pentru a nu muri de durere și pentru a putea merge înainte pe drumul care mi l-am trasat cumva singură. De fapt, eu din punctul meu de vedere spun că Dumnezeu mi l-a trasat și că misiunea mea aceasta este pe pământ, de a aprinde lumina speranței acolo unde neputința a stins-o. Asociația Născută Înger este dedicată memoriei a doi îngeri, Iana și Ela, și de asta vreau să spun că nu este o asociație a mea personală, este asociația tuturor oamenilor, celor care ne susțin, a voluntarilor îngerilor, și sper că această asociație să dăinuie și atunci când eu nu voi mai fi. Cu siguranță prin echipa pe care ți-ai creat-o, vorbim aici de voluntari, de foarte mulți oameni, pentru că tu activezi și pe Vaslui, da? Și pe Iași. Da. Și atunci ai o rețea întreagă de voluntari, oameni care te ajută să duci la îndeplinire menirea pe care ai zis că o ai, da. Și realizarea, mă rog, unor ținte, da? De fiecare dată, la fiecare caz care apare și îl preiei, trebuie să duci la îndeplinire această menire și de multe ori sumele pe care trebuie să le strângi, fondurile pentru aceste persoane, nu sunt deloc puține. O să vorbim și despre acest aspect. Bine de punctat, cred că este și faptul că acești oameni nu așteaptă nimic în schimb, da? De aici concept, adică conceptul de voluntar, voluntariat, este în totalitate îndeplinit. Și știu că ții foarte mult la acest aspect să-l punctezi. Absolut, pentru că voluntarii aceștia, oamenii care îmi sunt alături, sunt niște oameni deosebiți. Ei vin chiar unii de la câțiva kilometri de Piatra Neamț sau unii sunt din alte orașe și chiar au venit la Piatra, la Iași, la Bârlad, depinde unde a fost nevoie, Buhuș, Bacău. Deci avem voluntari de la Bacău care vin poate la o lună și ne aduc alimente la Piatra Neamț. Deci sunt niște sacrificii pe care le fac fiecare. Și le asumă până la urmă. Absolut, și din venitul lor propriu. Foarte rar contribui eu ca și asociație din donații cu combustibil la toate mașinile de voluntari. Ceea ce până la urmă este și firesc, pentru că la un moment dat se mai pot împotmoli și chiar dacă au, nu știu, produse donate pentru o anumită persoană sau fonduri, sau se împotmolesc la acest aspect. Poate într-o zi chiar nu au cu ce Absolut, să se deplaseze, da, și corect, este firesc. Este. Da. Pentru că fiecare avem un venit, dar nu este un venit colosal, ca să spunem, da, că am putea să acoperim foarte multe cazuri. Și exact cum ai spus tu, cazurile la noi care vin, deci eu nu am lăsat niciun mesaj căruia să nu-i răspund. Am mers, am constatat, am făcut o anchetă socială, am luat legătura cu autoritățile să vedem despre ce-i vorba în cazul respectiv și ne-am implicat trup și suflet. Sunt cazuri care noi le avem preluate din anul 2016-2017, pe care și acum le ducem înainte. Da, sunt și familii pe care le susțineți periodic, cu copii, cu diferite probleme medicale, sau chiar dacă nu au probleme medicale, au venituri foarte mici, cu plata chiriei, cu plata facturilor. La școală, în fiecare Absolut, an organizez... Da, mai ales că noi susținem foarte mult copiii care vor să învețe. Da. Am cazuri în care mame sau părinții, ambii părinți provin din fostele case de copii și atunci ei deja și-au clădit o viață foarte greu, încă luptă pentru a-și găsi un job sau să aibă unde locui. Și au niște copii premianți, cum e cazul Denise Marangoș de la Bârlad, o femeie deosebită care se zbate pentru toți cei trei copii ai săi să învețe. Chiar unul dintre ei este premiant în fiecare an.
Uh-huh. Așadar merită. Absolut. Mai cu seamă. Știu că nu pot sorta cazurile, indiferent de cine este vorba, din punctul meu de vedere, învață sau nu copiii, tu ești acolo prezentă să, să-i ajuți. Din punctul meu de vedere, Alexandra merită toată lumea să primească o șansă. Nu am niciun criteriu pentru care să spun acesta merită sau nu. Nu mă erijez în Dumnezeu în primul rând. Eu am considerat întotdeauna că orice om care ne-a cerut ajutorul este trimis de Dumnezeu și eu trebuie să dau curs acestui mesaj, să văd despre ce e vorba și să ajut. Chiar să faci dacă, tot posibilul să, da, să ajute acea persoană. Niciodată nu am lăsat pe nimeni de izbeliște. Bun, vorbim despre aceste cazuri pe care le-ai preluat și, nu știu, le ai acum în atenție și în ziua de astăzi, așa cum ai menționat și tu, de câțiva ani buni. Vorbim și despre cazurile care tot apar, din păcate sunt persoane nevoiașe care apar, mă rog, cazurile acestor persoane apar din ce în ce mai des și ne-ai povestit despre acest lucru. Dar vreau să vorbim despre cazurile punctuale, cazurile medicale, care necesită strângerea unor fonduri substanțiale. Vorbim de zeci de mii de euro, da? Sute de mii, poate. În alte cazuri. Și atunci, pentru aceste cazuri, știu că vreau să punctezi un aspect foarte important. Da. Ce vreau să spun în primul rând, deci noi când facem o colectă de fonduri pentru, uite, să luăm de exemplu cazul lui Alexandru de la Dulcești, da? Da. Am început colecta pentru el, colectă maraton pe care am făcut-o și având încă câteva cazuri alături de el în care au necesitat foarte mulți bani. Cred că în vara asta s-au strâns aproape 100 de mii de euro numai pentru aceste cazuri. Pentru că a fost și cazul lui Carmen Stoica. Da, vorbim de doamna bolnavă de cancer. Așa, mă rog, care și la fel aproape de 30.000 de euro sau și mai bine, nu știu exact așa suma, ce am strâns și mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat și ne-au susținut de am putut să strângem, pentru că noi am semnat și mi-am luat răspunderea întotdeauna că vom trimite banii. În Turcia, la clinicile Turcia. Din Turcia, da. Ceea ce vreau eu să punctez, că fiecare bănuț care vine pentru un caz sociomedical sau pentru oricare alt caz, dar în special pentru cazurile sociale medicale, deci nu se percepe niciun comision de la noi, absolut niciun leu. Chiar și comisioanele transferurilor bancare le suportăm noi din alte donații, noi Asociația Născută Înger. Pentru că am mers pe principiul acesta, dacă un copil, un om știe că el a primit 10.000 de lei o donație, cum aș putea eu să-i spun, știi, îți trimit doar 9.000 sau nu știu cât, îți trimit pentru că îmi percepe un comision. De 1.000 de lei sau? Sau mă rog, orice. 10.000, 1.000 de lei. Deci nici vorba de așa ceva, vreau niciodată. Să clarificăm destul de clar. Știu că ai ținut foarte mult la acest aspect, să clarifici acest... Da, știi de ce am ținut? Pentru că ai primit un feedback, nu? În primul rând, pentru că am discutat cu oamenii. Îmi place foarte mult să ies în stradă și să vorbesc cu oamenii, să știm... și ei cum gândesc despre noi, despre asociații, despre voluntari, despre voluntariat, că mi-aș dori foarte mult să implementăm un proiect de voluntariat în școlile din România și în special să începem cu noi Moldova. Și atunci am vrut să fac un sondaj de piață. Plus de asta, având în vedere că a fost cât de acum de curând târgul pentru Sabrina, la fel am mai discutat cu foarte mulți oameni, oameni dragi mie, oameni care pur și simplu au dorit foarte mult să mă cunoască și au venit special să mă cunoască. Și mi-au spus că... Și oameni cumva potenți financiar, absolut, da? Adică oameni care au anumite funcții, meserii... Absolut, da. Și oameni care au spus că de multe ori cei care au donat au spus, domnule, ești sigur că ajung banii acolo, pentru că în special asociațiile și-au comisioane, sunt asociații care și-au comisioane începând de la 40% până la 60% din strângerea aceasta de fonduri. Adică, mă scuz că te întrerup, la un necesar de 20.000 de euro, de exemplu, o anumită asociație, nu aș vrea să dăm nume, nu știu, nu, asta e rolul nostru, asociațiile care percep acestea, în general, da, acest gen de comisioane, la un necesar de 20.000 de euro își mai ia un... profit, un comision, la noi e un profit, exact, nu? De 40% din această sumă? Adică dacă e o cursă contra cronometru de strângere a acestor 20.000 de euro, nu predă acești bani către beneficiar până nu acoperă și comisionul aferent? Cred că da. Pentru că, de exemplu, noi ne-am întâlnit cu câteva cazuri care au venit la noi și ne-au întrebat din start cât percepem
să percep, nu am înțeles atunci, pentru că nu știam că se practică acest gen de comisioane și acest gen de contracte cu asociațiile care fac strângere de fonduri. Nu am știut până atunci, pentru că venise o doamnă bolnavă. Și cumva te-a luat pe nepregătite. Da, și nu am știut ce să spun. M-a întrebat cât din suma care mi-am trebuie, cât opriți dumneavoastră, doamnă, dar cum să opresc? În primul rând stai să vedem dacă găsim suma care vă trebuie și niciodată nu voi opri un leu unui om bolnav sau unui copil. Știu că de multe ori ai apelat la ajutorul părinților, sunt pensionari, nu? Da. Știm povestea părinților tăi, ai descris-o în enumărate rânduri, au apărut informații de acest gen și în publicații județene și nu numai. Bun, și mă gândesc că apelând la părinți, de multe ori poate ai apelat la tatăl tău și ai spus dă-mi pensia, că am un caz important și ți-o restitui. De foarte multe deci ori. Nici vorbă de a mai lua comisioane oamenilor, pentru că dacă ai fi luat, mă gândesc că n-ai mai fi apelat la ajutorul părinților. Niciodată nu aș putea, în primul rând sunt mamă de înger, sunt soră de înger și nu aș putea să mă folosesc de boala unui copil sau unui om și eu să percep niște comisioane sau știu eu să-mi plătesc alte datorii pe care le aș avea, pentru că nu contest și asociația Născută Înger are taxe de plătit, are facturi de plătit, are o grămadă de cheltuieli pe care le facem, mașini care le reparăm, drumuri pe care le facem. Toate pentru acțiunile pe care le întreprindeți. Da, foarte multe lucruri pe care, plus că știi prea bine că am primit o casă în donație, unde stă o familie de voluntari acolo, care are grijă de tot, care gătesc pentru oamenii străzilor și alți oameni care au nevoie de noi. Și ai transformat-o în centru de incluziune socială? Încerc să o transform deocamdată. Cumva e în curs de transformare, cu numele surorii tale, da, la Suciu. Da, o să-mi trebuiască foarte multe fonduri pentru a construi acel centru de incluziune socială pe care mi-l doresc și îl visez de foarte mulți ani. De fapt, e visul surorii mele. Ea și-a dorit foarte mult să ajute acești copii care ies din sistem la 18 ani și efectiv sunt aruncați în stradă. Și am zis să duc acest vis mai departe, plus că între timp a devenit și visul meu. Și de asta, deci nu contest că nu avem cheltuieli, dar sunt oameni care ne susțin activitatea aceasta a noastră prin donații fără... Cumva a reușit să acoperi toate aceste cheltuieli, dar care spun, exclus conceptul acesta de comision la anumite sume strânse, îndeosebi am spus cazurile medicale, pentru că știm că acolo funcționează, din păcate sunt sume foarte mari la mijloc. Sunt la urgență către Turcia, către spitalul cu care noi colaborăm, Memorial. Sunt transferuri de urgență în care comisioanele sunt destul de mărișoare, adică 30, 40 de euro, 50 și le acoperim noi. Deci niciodată nu am luat din suma respectivă a omului ca să plătim măcar trimiteți acestea. Trimiteți suma necesară plus comisionul aferent din alți bănuți. De multe ori trimitem de mai multe ori. Cum vin donațiile, așa le trimitem și noi, adunăm o sumă și trimitem în Turcia. Știu că cu foarte mare greutate ai reușit să acoperi cheltuielile necesare acestor două persoane. Ne referim la doamna Stoica și Alexandru. Și Alexandru, pentru că ei au fost recent în Turcia, mă rog, în ultima perioadă. Și Sabrina a venit de curând, are o săptămână de când am venit din nou de la investigații. La fel rămăsesem cu o sumă de 1200 de euro la Sabrina de achitat în spital și tratamentul lui Alexandru, care a costat 280 de euro, la care, deci efectiv când mi s-a spus să-l cumpăr, cumpără-l, nu aveam niciun ban, dar am zis Dumnezeu e mare și voi reuși. Am făcut un apel, am primit suma integrală de la doamna Cristina, căruia îi mulțumesc foarte mult că este alături de mine mai tot timpul. Am primit suma integrală pentru ei, am plătit datoria către clinică. Deci efectiv am primit 7500 de lei, cât este 1200 de euro și tratamentul copilului și am trimis banii fără niciun dubiu. Iarăși, să spun, de apreciat și faptul că această clinică, da, e o clinică prestigioasă din Turcia, merge pe încredere și ți-a acordat acest... Da, pentru că una, deja ne cunosc, că am luptat pentru atâția copii care au fost salvați în Turcia. Plus de asta este Gabriela Voina, prietena mea și care intermediază, nu? Da, care este și PR-ul acestui spital.
De multe ori chiar a făcut foarte multe reduceri pe contul său personal, uh-huh, pentru cazuri care au necesitat urgențe, uh-huh, și deja s-a creat o încredere, da, între noi, da, și o legătură, acești, da, oameni, uh-huh, care, cu care lucrăm și cu care colaborăm. Deci nu am niciun contract cu acest spital și am înțeles că nici nu doresc să aibă contracte cu asociații sau diverse, cum se procedează. Știu că la alte spitale în Turcia foarte multe asociații din România au contracte și percep comisioanele acestea pe care și le asumă. Noi nu avem deci ați găsit sprijin și din acest punct de vedere, da, ceea ce este foarte de important apreciat. Și, uh-huh, deci nu avem niciun contract cu acest spital sau clinică, pentru că noi lucrăm efectiv așa, trimitem cazul, ei ne spun ce ar trebui să facă din punctul lor de vedere, să-l ducem acolo, pentru că de multe ori a fost una scris de la noi și alta a fost au găsit ei acolo când, da, a ajuns copilul, da, sau știm omul cu toții respectiv că sunt și tratamente inovatoare de ultimă generație, absolut, investigații, absolut, de ultimă generație, da, prin care se depistează anumite probleme și nu există niciun lucru. De exemplu, noi când am găsit să lucrăm, adică să ajutăm un copil cum a fost copilul Cantea, care a mers în Germania. Deci noi trimitem de multe ori actele la mai multe clinici, dar, da, cel care ne răspunde mai repede, da, mai ales și dă o soluție pentru... Și fiind viața unui copil, uh-huh, în joc, deci nu te mai uiți. Da. Sau cum a fost cazul lui Carmen. Sunt, sunt situații contra cronometru, exact, și știu că tu ne povestești de multe ori off the record despre aceste, da, cazuri, adică nu ajung în atenția publicului de fiecare dată. Deci, sunt, exact, și foarte multe copleșitoare, ne-ai povestit de multe ori. Dar aș vrea, la final de material, plecând de la această idee, de la faptul că nu percepeți niciun comision pe donațiile oferite, mai ales la sumele extrem de mari, am repetat și o să repet, pentru fondurile necesare intervențiilor medicale, tratamentelor în străinătate, aș vrea să ne spui ce cazuri punctuale ai acum care necesită urgentă acum este colaborare urgent, din partea cetățenilor. Urgența este Sabrina, care trebuie să plece cât mai repede la turci, iar deoarece acolo ei, medicii turci, au găsit tot așa o intervenție chirurgicală inovatoare care se aplice un stimulator pe creier să nu mai facă aceste crize, să nu îi mai fie viața pusă în pericol, pentru că copilul la acesta de multe deja pe este zi, obosit de, da, zecile de crize pe care le face zilnic. Și cred că ar putea relua copilăria cumva din punctul în care a lăsat-o sau poate... Deci cumva i-ar diminua aceste frecvența chiar, acestor chiar, crize și chiar să îi le elimine. Da, să îi elimine și, uh-huh, să fie ținute sub control de tratament. Uh-huh. Știm bine că sunt anumite tipuri de epilepsie care sunt foarte bine ținute sub control cu tratamentul care li se dă acestor oameni și dacă respectă ceea ce spune medicul, chiar ne facă nicio criză și aduc o viață normală. Cam aici ne-am dorit să ajungă și Sabrina. Sabrina provine dintr-o familie greu încercată. O mamă care a rămas văduvă cu un copil la câțiva anișori, apoi s-a recăsătorit și sunt acești doi micuți, fratele și Sabrina, și a luat și copilul cel mare după ea. La fel are destul de multe probleme privind problemele familiale, mai ales că stă într-o chirie. Este foarte greu. Deci n-ar avea cu ce să acopere, nu, aceste și o mamă 33.000 de euro, nu? Da, uh-huh, o mamă foarte, foarte implicată. Uh-huh. Deci, bun, extraordinar. Aș vrea să lansez un apel către cei care ne privesc pentru cazurile acestea urgente care sunt în acum. În primul rând mi-aș dori ca toți oamenii să înțeleagă că dacă au vreo îndoială să discute cu mine, să discute cu noi voluntari, să vină să stea măcar o zi, două cu noi ca și voluntari de o zi, două, cât își permit, cum pot, să poată să vadă exact activitatea noastră, să vadă ceea ce facem cu adevărat și să nu cer nimănui să aibă încredere în noi. Dar măcar să ne cunoaște și să nu aruncați cu noroi în noi atunci când nici măcar nu știți despre noi cine suntem. Și îmi doresc foarte mult ca cei care au fost alături de noi să rămână în continuare. Îmi doresc ca cei care văd cazurile acestea, cum e Sabrina, cum este Alexandru Iulian, cum sunt multe, multe cazuri pe care le avem,
să nu aveți vreo îndoială că banii dumneavoastră nu ajung exact acolo unde trebuie. Mi-aș dori ca Sabrina să aibă o copilărie normală, să fie un copil normal, un om normal, să aibă o viață normală. Pentru asta ne trebuie suma de 33.000 de euro. Avem doar 4.500 strânși până acum. Deci, dragilor, haideți să ne unim că împreună vom reuși întotdeauna să mutăm și munții din loc. Garantat este acest lucru. Mulțumesc! Carmen Suciu, mulțumim pentru prezența astăzi și pentru precizările aferente, extrem de importante din punctul nostru de vedere, pentru cei care vor să doneze, pentru cei care deja donează, pentru telespectatori, pentru comunitate și pentru toți cei care vă sprijină periodic și vă oferă ajutorul atunci când văd aceste cazuri și nu numai. Da, pentru că, uite, deci asociația s-a pornit dintr-o carte și uite-te astăzi unde suntem. Uh-huh. Eu zic că munca noastră nu a fost în zadar și nu este în zadar. Din nou, mulțumiri pentru prezența astăzi. Mulțumim și dumneavoastră. Numai bine! Doamne, ajută-mi!